În episodul de astăzi, bă, băieți și fete, Ciop o să aibă o casă nouă în GTA 5. Da, băieți, ați auzit bine? Știți că casa asta lui e cam veche, așa, deja nu prea îi place atât de mult și în episodul de astăzi o să aibă o casă nouă. Înainte de începe, nu uitați să dați un like și un subscribe ca să ajungem cât mai rapid 100.000 de abonați, bă, băieți și fete. Și haideți să dăm drumul la treabă. Haideți să mergem, bă, băieți. Uitați deja pe Ciop, așa. Uitați deja ce frumos e Ciop. Hai să strângem la acest tot peste 100 de like-uri. Dacă mai vreți episoade cu Ciop, o să vedeți casa noua lui Ciop este șmecheră rău de tot, bă, băieți și fete. E tare, tare rău. Dar o să trebuiască să furăm o mașină de pe stradă, băieți. Pentru că, da, dacă nu știați, Ciop este foarte, foarte de asta de fură mașini, chestii. Uite, și o să ia. Bă, dar nicio mașină nu vine, mă. Ce e asta, băieți? Nu mai vin mașini pe ulița mea. Aolo. Bă, da, uite acolo mai jos. Uite că pe acolo vin, dar pe aici nu. Ce e asta, băieți, a? Și nu uitați să scrieți respect în comentarii dacă vreți să apareți în următorul videoclip pe ecran. A, uite-o pe asta, perfect. Bă, a dat în mine și a trecut pe lângă mine. Nu s-a oprit. Bă, a dat în câine, bă. Opa, dieta. Luăm asta mai mare. Hai te pup, prățioare. Jap. Jos. Te pup, băi. Noua mea mașină, băieți. Deci ce-o pare și mașină, nu, mamă, de urtă. Trebuie să-i luăm o mașină de aia tare și lui Ciop, băi, și fete. Ok, haideți să mergem. Tânga aici, lișa. Fac, știu exact unde se află casa nouă, pentru că mi-a cumpărat-o Franklin. Uite o pisică. Ah, păi pentru pisica asta mă dau jos și o fac praf. Ajung, 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 băieți. O ajung. O ajung. Dar nu pot să-i fac nimic. Ala, săraca pisică. I-am lăsat și mașina în drum din cauza pisicii. Ce claxonez, mă. Ia că-ți furi o mașină. Ia, jap. Ia, dă-te jos, mă. Băieți, m-a dat jos din mașină. Bă, vrea să te bate cu mine. Bă, tu vrei să te bați cu mine? Bă, tu nu știi cine sunt. Eu sunt Ciop Furiosul. Bro, a vrut să dea în mine, a dăzut. Ok, o să vreau să iau acest Mini Cooper, dacă se poate. Dă-te jos, hai, că-mi place mult asta. T-am plecat. Hai, băieți, că plecăm. Am făcut aici niște chestii care nu prea sunt ok să le facem, dar nu contează. Mamă, ce mașină tare. O mașină de asta e tare pentru Ciop. Uitați ce micuță e așa ca el. Hai, zic, băieți, o să mergem acum la casa lui nouă. Bă, neapărat, să scrieți în comentarii când ajungem să ziceți dacă vă place casa sau nu. O să vă prezint acolo. E tare rău de tot casa aia, băieți și fete. Ok, haideți să mergem. Oaleu, ok, ok. Da, am luat-o bine, cred. Da, cred că am luat-o bine. Mamă, jap. Haideți, încă un pic și ajungem. Mai e foarte, foarte puțin și ajungem unde trebuie. Bine, puțin, mai e câțiva kilometri. Și, na, v-am spus, să scrieți în comentarii, să spuneți dacă vă place casa sau nu. Eu cred că va fi top, mai ales pentru Ciop. O să poată să-și aducă acolo Ciop tot ce vrea. E efectiv o casă gigantică, o vilă. E tare rău de tot. Dar mai întâi trebuie să ajungem acolo ca să o vedeți și voi, băieți și fete. Haideți foarte, foarte rapid. Și nu uitați, stați până la final de episod, da? Haideți, haideți, rapidos, rapidos, ta-na-na-na-na, rapidos, rapidos, jap. Putem să zicem că am făcut o nouă viață lui Ciop în GTA 5, băieți, că, na, îl ducem acolo și casa aia chiar zici că e nouă, are viață nouă. O să vedeți cum arată, este genială, da? Ok, haideți încă un pic și ajungem acolo. Mamă, deja aici e bine pe autostradă, dar e casa merită, e fix pe plajă, e tot ce trebuie. O să vedeți și voi, băieți și fete, deci stați până la final, încă o dată m-am spus. O să vă prezint toată, toată casa, casa, auzi la mine. Casa, ok. Bă, da, mașina asta vezi că se duce destul de ok, bine, 100 de mile la oră, cam vine 120 de kilometri, dar ok. Era să mă duc, ca de zăt. Sunt foarte bun pe condus, băieți, dacă nu știați. Ok, și deja o văd, băieți. Deja o văd. Deja văd casa. Ia uitați-o, băieți. Intrarea. Ce casă. Mamă, băieți, ce casă șmecheră. Mamă, băi, trebuie să-mi iau și mașină nouă. Leu, cum arată. Hai să parcăm în garaj. Sigur că da. Uite aici. E furată, dar nu contează. Băieți, Ciop efectiv are o nouă casă în GTA. Uitați cum arată. Este genială. Haideți să vedem ce avem aici. Aici un grătărel așa, o masă cu niște scaune, lejer așa. Intrăm în casă direct că intrăm cam pâine. Aici frumos casa. Uitați cât de bine arată pe aici niște tablouri. Apa aici, așa făcut frumos, modern. Haideți ce avem aici. Se deschid ușile, desigur, ca dacă la Parlament. M-am un jacuzzi acolo. O piscină în care eu o să not. Băi, dar nu vreau acum să not. Aha. De mai ies eu de aici, băieți, că ce nu prea știe să... Hai, bă, că ies, că... Ies sau nu?
Băi, am leșinat, băi, ți-a leșinat ciopul, nu acasă. Și crezi și eu, bă, ciop, la ce șmecherei că te neci. Ok, băi, să revenim că piscina aia nu prea i-a plăcut așa mult lui ciobie, gen a picat prin ea, nu știu ce s-a întâmplat. Ok, aici un mini bar unde servim oamenii când vin la mine acasă, desigur că dacă e o casă șmecheră și o să-mi aduc aici pe toți prietenii. Niște fotoli așa frumos, am zis că mi-am doilea etaj. După revenim în living, la primul. Oh, aici fac eu muzică, băieți, dacă nu știați. Ok, aici un studio unde se trage muzica. Aici Franklin mai mult, că eu nu fac muzică, că-s câine. Ok, aici niște copăcei, ce aici? O mini băiță. Ai, aici e studio, mă. Poți să intri prin baia asta în studio direct. Practic, da. Aici ce avem? Se deschide la felul, o camera de business. Aici, băieți, face Franklin banii. Dar ne-am cumpărat nu această casă șmecheră și ne-a schimbat viața. Ok, un televizor frumos. O masă aici de biliard. Bă, relativ casă e tare, o să mergem rapid. Mamă, aici ceva de fitness. Avem sală în casă, băieți. A, olo, dar nu se apucă ceop de sală, să așa musculos. Jap, frumos tot ce trebuie. Dar ce frumos el merge prin casa asta mare. Primul dormitor. Da, băieți, aici doar, cred că dormitoare. Tot holul ăsta e plin de dormitoare. Bine, există dormitorul matrimonial unde este foarte, foarte mare. Uite, și mi se pare că e fix aici, da, uitați. Ai patul ăsta, ieșire la terasă. Mi se pare că baia e extrem de mare aici, dacă nu mă gândesc. Da, uitați cum e baia. Ai căduța asta aici, deja, uite aici, masă de masaj. Un duș aici, ai și duș dacă nu vrei să faci în cadă. Deci ai toaleta aparte, adică să ne înțelegem. Bă, și cred că o să merem înapoi, că cred că mai avem câteva chestii de arătat prin casă și după o să ieșim în afara casei. Mamă, dar ce latră ciop, mamă, ce niște tablouri de-astea super, super scumpe. Pentru că, da, ciop e bogat, are o viață bogată acum, are o casă șmecheră. Hai să coborâm la primul, că vă că la al doilea nu prea mai avem ce să facem, dar este super, super bine și așa. Coborâm la primul, că mai avem de văzut pe aici niște chestii. Iarăși living-ul ăsta extrem de mare, uitați un pic cât a living-ul, băiți. Hai de viața mea, deja o pizza acolo desfăcută, nu știu ce am lăsat-o, cred că prietenii lui Franklin, că vin și eu ei pe aici, că n-am, e casa mea, dar vin și ei. O bucătărie aici, cât casa ca pe care o aveam înainte, chiar mai mare. Un acvariu de ăsta în pereche sau ce, cu apă așa. Bă, frumoasă rău de tot casa asta. Da, băieți, avem McDonald's în casă. Na, poftiți un pic. Pare rău. Aia zic, băieți, pare rău de tot casa asta. N-aveți ce să ziceți de ea. Acum vreau să ies afară, să vă arăt și pe afară cum e. Ce merge, ce fericit. Iată ce fericit e, băieți. Uite, pe aici se este așa ușa de asta și șmecheră. Are podul ăsta, uitați. Vii pe aici, pe podul ăsta, un neah pe acolo lângă. Nu știu dacă e al nostru, eu aveam mai alt iac. Ok, mamă, dar ce fuge pe aici. Aoleu, sau de poliție, băieți, nu e bine. Că vine după mașina asta, frate. Ok, și fitanezi, puteți să poți să te duci și pe aici. Mamă, dar uitați ce alerg, băieți. Jump, jump, jump. Da, și aici este un teren de ăsta, de, cum se chema, măi, de golf. Da, așa era. Aici grătărelul, grătărel. Avem vreo 10 grătare în casă. Pe aici ieși la mare. Aici ieșim la mare, dacă nu mă greșitem să mergem și pe aici. Uitați, avem de-aia placă de surf. Dar cine face surf? Aici trebuie să mergem înapoi acum, să nu pic cumva în apă. Ok, haideți sus. Că mai erau niște chestii de arătat pe acolo. Jap, ia uitați, băieți, pe aici ce frumos e. Bă, tare rău de tot, băieți. Asta e gen al doilea etaj, frumos, ia uitați, hăți. O să mă arunc chiar acum în piscină. Da, eu pe ăsta e atât de fericit încât se bagă în plante. Bă, nu, mai avem aici o zonă super tare. Uitați aici o gitară, ceva, un foc de tabără într-o casă. Ceva tare, un jacuzzi tot de la mini jacuzzi. Niște șezlonge aici, un băruț frumos. Și bă, e tare rău de tot căsuța. Deci scrieți în comentarii chiar acum să spuneți dacă v-a plăcut casa lui Chop nouă. Eu zic că este top. Și zic că îi place super, super mult. Aici nu mai am ce să mai arăt. Da, avem și... Da, de aterizare elicoptere. Avem aici ceva golf, să dăm cu golful în mare. Un ocean, mai bine zis. Și unde ne duce pe aici? Deci dacă mergem pe aici, băieți, câinele ăsta câteodată e cam nebun așa. Uite cum ia stânga, dreapta. Nu vrea să iasă pe poartă. Ok, mergem pe aici. Am picat jos. What? Ceva se cree, băieți. Adică se cree ceva. A trecut prin ăla ciop, a văzut? E clar. E pe lângă că e gras, a trecut și prin ăla. Și aici avem de aterizare helipad, de aterizare elicopter.
băieți. Băi băieților, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu ezitați, apăsați și optonașii de like, un share, un subscribe și să ziceți dacă v-a plăcut casa nouă a lui Ciop din GTA 5. Da, și are și un garaj extrem de mare. Ne revedem data viitoare cu un alt videoclip, băieți și fete.